speranță aveți? Avem o speranță spre viitor, să fie pace, asta vrem. Cel mai mare dorința noastră e să fie pace. Cât privește viitorul țării, drumul spre Rusia, spre Uniunea Europeană? Drumul la Europa. Cred că așa este corect, pentru că vrea toată lumea și eu vreau să fiu hotărât. Ar fi bine, adică să câștigi cel drept. Ar fi de dorit așa. Adică cel care socoate că va putea să țină tot puterea asta în mână, dar nu doar cei care spun că da, eu o să fac, dar trece un timp oarecare și toate rezultatele care le-au promis ei nu le fac. Adică, ce direcție sper să aibă țara voastră? Eu sper la, adică cred că Europa va fi viitorul nostru, nu socot că Rusia. De ce? Ar fi mai bine, ar fi mai rău? Ar fi mai rău cu Rusia. Europa e ceva, e viitorul nostru, viitorul tineretului. Spuneți-mi, ce sperați de la aceste alegeri? Bunătate, bunăstare. Să ne apropiem și noi mai aproape de Europa. Deamăn eu ne-am apropiat. Dar, mă rog, să fie un trai mai bun, decent, înțelegeți dumneavoastră. Noi știm ce-a fost, dar vrem mai bine, mai frumos. Ce sper să-ți aducă ție? Eu sper la un bine, ca și orice. Vrea numai bine să aibă. Cum, ce direcție crezi că va lua Republica Moldova după alegerile de lume? Sincer să vă spun, 50 la 50, nu știu precis. Dar tu ce vrei? Deja de mine pe ce vrei. Tu ce ți-ai dorit? Liberalitate, numai nu comuniști.